Alo, îndrăgostiții, cupidonii, iubirile, prea mult, tu m-ai iubit. Hai să vedem. Pentru Bianca, Bianca, Bianca și iubește ea, pentru toate pericle din seara asta. Prea mult tu m-ai iubit, m-ai luat fără nimic. Noi ne doream camera noastră, alții plângeau în mare casă. Nu vă adăugea, ne iubim fără bani. Ați stupat în tachii, nu mai vrem ca să vrem copii. Pentru tot ce înseamnă fericire, fericire și iubire, și iubire, fericire. Aveți fericirea cea mai mare din lume. Raluca mă iubește și rămâne alături de voi aici la ziua lumii mea, regina mea. Ea merită respectată, iubită și apreciată. Bunătatea asta de femeie merită să fie iubită, să fie fericită. Ea merită respectată, iubită și apreciată. La câte lume văd eu în 16 ani și câte lume am văzut, îți dai seama. De la Dan Birea pentru Cristina și sărbătorita de la Dan Birea pentru Cristina, Cristina și George și Denisa și Nașu Radu Sese și viața noastră Radu Sese pentru mine, Raluca, cu mare drag. Oricând și de fiecare dată pe bune așa e, până la 100 de euro. Așa e cum spui tu, spune la Mirea că Raluca se simte bine întotdeauna la Madrid. Să rămână strască ce iubești, Cristina! Prea mult tu m-ai iubit, m-ai luat fără nimic. Noi ne doream camera noastră. Cristina, Cristina, strofa asta pentru Cristina. Și ție să strească ce iubești, să ai parte. Auzi ce spune. Pentru Cristina. 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 Auzi ce spune pentru Cristina. Câte emoții am și câte lacrimi am. Lacrimi de fericire când sunt în brațe la tine. Pentru voi. Câte emoția și câte lacrimi am, lacrimi de fericire când sunt în brațe la tine. Să-ți trăiască Cristina. Și noi vă dorim la fel voi. Pentru voi Dan Birea și Cristina, Țigano și Denisa, Alfredo și soția lui Radu Sensei, Azile Ursaru,
Cristi, toată lumea prezentă în egală măsură pentru voi toți fania. Prea mult, prea mult tu m-ai iubit și m-ai luat fără iubit. Să vede iubirea noastră, liniștea noastră din casă. Acum în viață nu mai e chin, va veni și un copil. Să vină fericirea, ți-a văzut iubirea. Era Luca alături de voi. Sigur că dar Luca revine.